Plenul Senatului a dezbătut luni propunerea legislativă pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din 30 octombrie 2015, produs în Clubul Colectiv din București. Documentul prevede plata din bugetul Ministerului Sănătății a cheltuielilor aferente oricăror tratamente medicale necesare, fie ele în țară sau străinătate, în spitale private sau de stat, la medici sau terapeuți independenți, în regim ambulatoriu sau cu internare, pe o perioadă nelimitată. Este o dreptate pe care statul român, prin Parlamentul României, trebuie să o facă victimelor incidentului de la Colectiv. Este vorba de suportarea în continuare de către statul român a cheltuielilor privitoare la tratamentele, intervențiile chirurgicale de care aceștia au nevoie în țară sau în străinătate. Statul român a prevăzut prin lege plata tratamentelor efectuate în străinătate de victimele incendiului de la Colectiv, însă măsura este aplicabilă doar pentru perioada 2015-2020. Propunerea legislativă prin care statul va suporta cheltuielile pentru aceste tratamente pe o perioadă nelimitată a fost susținută în plen de reprezentanții tuturor partidelor politice. Felul în care victimele tragediei de la Colectiv suferă încă astăzi prin evoluția cicatricilor și a situațiilor postcombustionale este și consecința situației din spitale, infecțiilor nozocomiale, a lipsei de expertiză, să zic, sau a capacității de a asigura la timp și în condiții optime tratamentul adecvat. Nu văd de ce ar trebui să comentăm foarte mult pe această temă, pentru că eu consider că nu trebuie să încă o dată să ne construim o carieră pe cazul Colectiv. Deci toată lumea este de acord și va fi de acord și în continuare pentru a-i susține atât moral cât și psihic pe cei care au suferit după cazul Colectiv. La finalul dezbaterii, propunerea legislativă a fost adoptată în unanimitate de plenul Senatului. Rolul decizional aparține Camerei Deputaților.